Am discutat să aveți pregătit pe scurt cam care sunt fondurile europene, care sunt disponibile pentru diferite acțiuni și programe pe care le vom derula din cauza epidemiei de coronavirus. Vă rog. O primă măsură, cea care a fost aprobată în ședința de guvern de săptămâna trecută, este cea referitoare la șomajul tehnic. O parte din aceste cheltuieli prin programul operațional Capital Uman în valoare de 300 de milioane de euro într-o primă etapă va fi, pe măsură ce se vor efectua plățile, vor fi ulterior decontate. Deci noi efectuăm plățile și ulterior decontăm. Da. Mecanismul. Deci e din programul Capital Uman. L-am convenit cu Ministerul Muncii, ghidul pentru decontare și pentru pregătirea apelului de proiecte a fost elaborat. Așteptăm ca aceste plăți să fie făcute, după care începând cu luna mai, așa cum am convenit cu Ministerul Muncii, să putem trimite deja primele cereri de rambursare la Comisie. Aceasta ar fi o primă măsură. A doua măsură este cea legată de decontarea. În cazul în care, să zic, se prelungește perioada în care trebuie să plătim ajutorul, șomajul tehnic, există posibilitatea să creștem această sumă? În funcție de nevoile pe care le avem, vom reloca de la alte apeluri de proiecte care poate în momentul de față nu mai se potrivesc cu situația pe care mai pregătiți, să fim pregătiți să decontăm și situația în perioada în care va trebui să extindem, să spunem, o lună, da, acest șomaj tehnic, să creștem fondurile. În perioada care urmează, acest lucru îl derulăm la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Facem o evaluare a acelor apeluri de proiecte care nu se mai potrivesc pe situația curentă, să ne pregătim pentru o eventuală majorare de fonduri, dacă va fi cazul, pentru ceea ce înseamnă șomajul tehnic. A doua măsură este cea referitoare la decontarea din fondurile europene a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală. Chiar înainte de a veni la ședința de guvern, am finalizat circulara comună cu Ministerul Sănătății pentru ca cei care în această perioadă decontează sau alocă fonduri, fie la nivelul unităților sanitare, fie autorității publice locale care se implică în procesul de procurare a echipamentelor medicale, în limita a 350 de milioane de euro, să putem să le decontăm după același mecanism ca și la șomajul tehnic. Deci, practic, putem deconta tot ce achiziționăm materie, de exemplu, ventilatoare. Da, de la ventilatoare până la echipamente de protecție, combinezoane, da, măști. Da, până la stații de monitorizare, dacă bine le spun, injectomate. Indiferent cine este achizitorul, adică cine achiziționează. Am flexibilizat. Vorba de Ministerul Sănătății, spitale județene sau unități spitalicești, da? Am propus această flexibilizare a beneficiarilor eligibili de la Ministerul Sănătății, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, unitățile sanitare, autoritățile publice locale, tocmai pentru ca să... Deci asta în limita a 350 de milioane, da, de euro. Da, da. În ceea ce privește resursele pe care le putem flexibiliza pentru programe de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, există disponibilitate de a flexibiliza un pic fondurile astfel încât să alocăm pentru... În această perioadă, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, facem această analiză pentru a aloca fonduri și cu această destinație, respectiv pentru întreprinderile mici și mijlocii care urmează să își restarteze activitatea sau care au nevoie de capital de lucru. Este o măsură
pe care urmează să vi-o propunem în ședință de guvern și... Regulă, din fondul social putem accesa fonduri pentru a susține, de exemplu, să-i ajutăm pe cei aflați în izolare la domiciliu care sunt vulnerabili sau să alocăm diferite forme de ajutoare pentru, să spun, familiile vulnerabile care au venit sub venitul minim garantat? Pentru următoarea ședință de guvern pregătim chiar un act normativ pe această componentă de sprijin a celor care se află acum în autoizolare. Sunt două tipuri de măsuri pe care le-am analizat. E vorba de pachetele alimentare care ar urma să fie destinate celor care se găsesc în autoizolare, dar au și o situație materială precară, în special spre cei care au veniturile sub venitul minim garantat. Și mai avem de asemenea pregătit o a doua intervenție cu pachete de igienă corporală, care în această perioadă sunt binevenite și care de asemenea sunt destinate celor care au același tip de situație materială precară. Valoarea... Pachete cu alimente și pachete de igienă corporală. Da. Valoarea pe care am identificat-o este de 250 de milioane de euro, care e sumă pe care o avem în cadrul Fondului European de Sprijin pentru Persoanele Dezavantajate și care, mă rog, sunt sprijinite în această perioadă pentru partea, situația de criză. Și mai avem de asemenea pregătit un apel de proiecte pentru aproximativ 1000 de asistenți sociali care ar urma în această perioadă să ofere servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele care peste 65 de ani, care acum se găsesc în autoizolare și care ar fi... Și asta pe ce perioadă ar urma să susținem, să spun, venitul acestor 1000 de asistenți social, comunitari? Da, pe perioada în care este decretată starea de urgență este o componentă de sprijin pe care am gândit-o pentru cei care astăzi se află, persoane vârstnice, în autoizolare și care au nevoie de serviciile de asistență. Ulterior nu social. Se poate prelungi susținerea? Vom analiza această posibilitate. Prim-ministru, aș dori o scurtă intervenție.